Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul Național București, în sala studio, puteți urmări de la ora 19:30 piesa Micul Infern de Mircea Ștefănescu. Aceasta este o comedie despre iadul conjugal, un spectacol care propune publicului contemporan un elogiu al vieții de familie. Un text la fel de actual astăzi ca la data scrierii lui, în 1948, iar prin maestria construcției și a dialogului, prin hazul și ironia replicilor, Micul Infern este o veritabilă comedie umană. Am fost foarte fericit noi doi împreună, nu? De la ora 19:30 la Teatrul Odeon, în sala studio, puteți urmări piesa Viza de clown de Savian Stănescu. Povestea este inspirată de un fapt real relatat într-un articol din Florida Observer. Un român și un ucrainian au adus în Statele Unite peste 800 de imigranți ilegali pe vize false de artiști de circ. Savian Stănescu își imaginează traiectoria a doi dintre aceștia, o fată din Moldova și un tânăr din Rusia, care pleacă din Florida la New York pentru a scăpa de deportare. La ora 20, la Teatrul Bulandra, în sala Liviu Ciulei, puteți urmări piesa Arlechino moare. Spectacolul aduce în prim plan omul zilei de astăzi, prins în convenții sociale sufocante care își ascunde identitatea în spatele unor măști care aleargă după satisfacții materiale și care nu mai știe cum să se gândească la el însuși. Dar, în egală măsură, spectacolul vorbește despre Arlechino, eroul antierou, cel mai bun dintre noi, ignorat de cele mai multe ori, cel care va sfârși luptând să restituie prietenilor să-i propriile vieți. Această zi de mâine cu cele mai frumoase speranțe, numai că ziua de mâine a dispărut. Acestea au fost recomandările culturale. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută.